Hei, salut, eu sunt Andreea și mi-a venit cea mai prostească idee ever, să nu dorm toată noaptea. Persoana care trebuie să trezească cât de cât de vreme, trebuie să nu doarmă toată noaptea, așa că asta o să fie greu. Noaptea asta nu o să dorm deloc și vom petrece tot acest vlog și toată noaptea, 24 de ore, cu voi. Și vom vedea corpul meu uman cât de mult va putea să reziste fără somn, fără pic de somn, fără să ațipesc un pic, așa că tot vlogul o să stați cu mine, o să mâncăm, poate o să gătim, citim, edităm, vlog, ne machiem și orice vreți voi, așa că haideți să începem. 24 de ore, nu dorm. Cât de greu ar putea să fie să nu dorm toată noaptea, nu-i așa? Vă zic eu că e foarte greu. Însă totuși zic să nu mai lungim atâta și să începem acest vlog pentru că sunt sigură că o să vă fie interesant. Știu că voi vă uitați la acest vlog dimineața, ziua, iar la mine este noaptea, dar da. Haideți să nu mai lungim atâta, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe acest buton roșu de subscribe și să-l transformați din roșu în gri. Îmi doresc foarte mult ca tu să fii abonat la canalul meu, așa că da, dacă te-ai abonat, eu zic să nu mai lungim atâta și să începem. 24 de ore nu dorm. Patul meu încă este făcut pentru că, cum am zis, astăzi nu o să mă culc, așa că îl lăsăm așa. Sunt îmbrăcată într-un hanorac, în șosete. Haideți să ne teleportăm în bucătărie. Primul lucru pe care o să-l fac ca să am energie pe tot parcursul serii, pe tot parcursul vlogului, o să fie să mănânc, pentru că totuși mi este un pic foame, mai ales că n-o să dorm toată noaptea, deci avem nevoie de burtica plină și să nu credeți că doar acum o să mănânc, tot vlogul o să mănânc, așa că haideți să vă arăt ce mănânc eu acum, înainte de culcare, da, înainte de 24 de ore în care n-o să dorm, mai bine zis. Prea dulce. Și da, atâta timp cât eu mănânc, vreau să vă spun că chiar zilele trecute n-am dormit toată noaptea, nu pentru că am făcut vlog, pur și simplu, nu știu, am avut o seară în care efectiv nu mi-era somn, chiar dacă am avut o zi destul de obișnuită, am lucrat ziua, gen, n-am stat pur și simplu, adică nu înțeleg de ce nu mi-era somn, ci am stat pur și simplu toată noaptea pe TikTok, toată noaptea. Dar da, să nu credeți că astăzi o să stăm toată noaptea pe TikTok. Astăzi o să avem o seară interesantă, nu o să stăm pe TikTok. Iar eu, ca o lady ce sunt, mănânc cu mâna. Cine mai face așa ca mine? Hai să fim sinceri, sunt sigură că măcar o dată ați mâncat cu mâna în loc de furculiță. Să nu mai vorbim de cusit, apropo. Am terminat în sfârșit să mănânc, am încă mâncare în gură, dar vedeți că încet hofria se golește, asta nu e bine, așa că eu deja am mâncat, putem să trecem la următorul lucru. Eu acum, sincer, am chef să mă uit la ceva pe YouTube și dacă vă gândiți la ce, la mine, desigur. Nu sunt narcisistă, dar de ce nu să nu mă uit la vlogul meu? O să mă uit și la vlogul meu, pentru că, apropo, nu prea am avut timp să-l văd pe tot până la final, așa că, chiar dacă eu l-am editat, nu m-am uitat până la final, așa că haideți să ne uităm până la final la noul meu vlog. Apropo, scrieți-mi în comentarii dacă voi ați văzut noul meu vlog în care am făcut cel mai tare prank mamei mele. Andreea și astăzi vă facem vlog cu verișoara mea, Nikita, ce faci? Doar eu m-am speriat.
Ora 1 de noapte, este ora 1 și 1 minut. Oh my god, este ora 1 și 1 minut. Mamă, trebuie să nimerești chestia asta. Eu acum mă uit la vlogul meu nou în care i-am făcut un prank verișorului meu. Apropo, sunt foarte curioasă dacă și voi v-ați uitat la vlog, deci scrieți-mi chiar aici dacă v-ați uitat la acest vlog. Pentru că, cum am zis, eu vreau să mă uit acum la tot vlogul și după continuăm rutina de seară. Fața verișorului meu. Totul, deschidem ușa să verificăm dacă este închisă bine. Să nu credeți că casca e plictisitor, că vlogurile mele nu sunt plictisitoare, doar că deja mi este somn. Da, deja mi-e somn și abia este ora 1. Apropo, vouă, vi se pare normal că eu la ora 1 de noapte mă la vlogurile mele? Că mie nu mi se pare normal. Ce-am zis? Tăpcei! Ciudat. Nu mai credibil, eu cum este să... Arăt minunat. Glumesc, am glumit. Cred că doar eu am murit de râs la momentul ăsta unde verișorul meu se filmează singur într-un lap. Apropo, și-a pus mâna pe obiectivul meu și l-a murdărit, dar nu contează. Uiteți-vă ce drăguțel săracu. A stat 2 ore în dulap, așa că dacă n-ați văzut vlogul, intrați chiar acum și uitați-vă. Eu deja am terminat vlogul, așa că o să sting acum televizorul. Nu uita să scrii în comentarii dacă te-ai uitat la acel vlog, iar dacă nu, poți să intri chiar acum să te uiți. Iar eu acum zic să mergem în continuare să ne ducem rutina. Apropo, este deja ora 1, sper mai repede să fie ora 2, după ora 3, după ora 4, 5, 6 și să înceapă ziua. Da, apropo, nu știu dacă ați observat, dar eu deja este ora 1 și încă sunt îmbrăcată în hanorac, ca să înțelegeți, nu sunt în pijamale, așa că ceea ce propun eu acum este să plecăm să mă schimb și să mă schimb nu în haine, ci în pijamale. Așa că, da, acum mă vedeți ultima oară, uite așa, în hăinuțe, pentru că acum o să merg și o să mă schimb, deci vă iau și pe voi cu mine. Apropo, cine a observat, fiți sinceri, șosetele mele cu banană? Efectiv, le-am luat special ca să văd dacă cineva o să scrie că ai șosete cu banană, dar sunt sigură că nu o să observați, așa că v-am zis din prima. Ați observat cât de organizată sunt eu și ce curățenie am în dulap? Curățenie, dar da, haideți acum să-mi aleg o pijama și să ne culcăm. Cred că astăzi o să-mi iau pijamaua... Eu chiar trebuie să-mi fac curat aici. Bună idee! Știți ce o să facem următorul lucru? Curat! Yay! Pare rău, hăinuțe, dar mergeți să faceți cu mine curat. De fapt, voi doar o să stați, iar eu o să fac curat. Logic. În fine. Așa, problema cea mai mare acum în viața mea este că eu nu găsesc bluza de la pijama, așa că vă rog frumos, am găsit-o. Bine, acum cred că ar trebui să plecați de aici pentru că trebuie să mă schimb, deci plecați de aici. Oricum să știți că vă iubesc! Și da, cu toată murdăria care acum se află în camera mea, pur și simplu uitați-vă. Da, se vede că are nevoie de o mică curățare camera mea. Da, știu că vă așteptați să mă îmbrac în asta, dar ghiciți ce, în timp ce mă îmbrăcam, mi-am rupt pijama. Da, atât de grasă sunt încât, efectiv, pur și simplu, mi-am rupt pijamaua. Mama, dacă tu ești la... De fapt, mama vede asta că ea mă filmează, am nevoie de pijama nouă. În fine, am această pijama pe față pentru că totuși este iarna, este așa destul de frigușor și toată noaptea va trebui să umblu așa prin casă, dintr-un loc în altul, nu vreau să îngheț. Deci, da, pijama cu cheluțul. Eu acestui cățeluș îi zic cheluțul pentru că... Deci, spuneți-mi, vă rog, că nu înseamnă cu câinele lui Dorian Popa, gen, e identic, oameni buni. Așa că, da, haideți acum... Ok, mama îmi filmează de aproape. Îl știi pe cheluțul, mama? Da, cred că îl știe. Scrie-ți un comentariu dacă și pe căluțul. În fine, este deja ora 1 și 15 minute, așa că eu zic să
să începem curățenia, partea mea cea mai preferată. Chiar nu înțeleg. Zilele astea mă plângeam că nu am în ce să mă îmbrac și tot eu care am dulapurile pline. Exact, oameni buni. Ăștia sunt șorții mei în care eu am dormit. Da. Băieți, dacă vă uitați la asta... Mi-e rușine, dar nu contează. Efectiv, șorții ăștia nu contează, că arată oribil. Nu contează că arată oribil și sunt cu pupicei și arată atât de caragios, zici că sunt pantalonași de clon. Sunt foarte confortabile, așa că gura mică. Mai departe avem acest tricou care este de fapt al fratelui meu, dar este cel mai confortabil tricou pe care l-am purtat eu în viața mea. Da, este tricou de băieți, în general nu știu. Este un tricou foarte simplu, din ăla cel mai simplu tricou, însă este foarte confortabil, așa că asta îmi place la el. Deci, da, după am acest shorts portocalii. Wow! Ăștia o să se combine cu aia. Efectiv, știu ce o să fac mâine TikTok-uri în șorții ăștia. De fapt, asta e pijama. Și mam! Prieten, tocmai a fost mama la mine în cameră și un pic a țipat la mine pentru că a zis că vorbesc foarte tare. Mai bine zis, a zis că țip. Așa că, da. O să vorbesc mai încet ca să nu... Ca să nu deranjez vecinii și ca să nu deranjez și pe mama. Doamne, ce-i cu patul meu? În fine, da, o să vorbesc încet. Sau, în general, nu o să vorbesc. Și taram, uitați-vă că deja este totul cum trebuie, în fine. La fel nu pot să zic că este cine ce curățenie, dar în schimb e ceva, așa că în sfârșit am terminat. Așa, următorul lucru este să fac TikTok-uri. Foarte des fac seara TikTok-uri, însă seara mă refer la ora 8, nu la ora aproape 2. În schimb, haideți acum să facem TikTok-uri la ora 2 de noapte. Acesta este contul meu de TikTok, acela meu de TikTok, așa că dacă încă nu mă urmăriți, apropo, vreau să știu câți din voi au TikTok, sunt foarte curioasă. E foarte ciudat că nu aveți TikTok, pentru că toți au TikTok, așa că descărcați-vă aplicația dacă încă nu aveți. Eu aici am 679.000 de urmăritori, doar datorită vouă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la mine. Chiar nu m-am așteptat că o să vă placă TikTok-urile mele și că o să vă abonați la mine. Sunteți niște drăguți, vă mulțumesc tare, tare mult! Deci, cei care nu s-au abonat și dacă vreți să mă faceți fericită, aveți aici contul meu. Încerc să răspund la cât mai multe comentarii, să dau like-uri la mesajele voastre, așa că vă aștept aici. Aveți link-ul în descriere sau căutați-mă, uite așa, mă numesc Andreea Bustănică, iar acum haideți să ne machiem. În fine, eu acum o să încerc să mă duc un pic în regulă, să mă schimb de pijama asta. Care a fost logica să mă îmbrac în pijama dacă după mă schimb? Nu e nicio logică, dar în fine, asta sunt eu. O să vă obișnuiți cu mine. Așa, acum o să-mi aprind măsuța, deci închideți-vă ochii, asta o să fie luminos. 1, 2, 3, v-am zis eu. Așa, acum că mi-am pus dentița, suntem gata să ne machiem, o să vorbesc mai încet, pentru că cum am spus, bătaie. Mi-am făcut ceva la ochi, arăt ca Cleopatra, nu Cleopatra Ostratan, arăt ca Cleopatra aia din deșert. Ok, cred că v-ați dat seama că sunt foarte bună la istorie. Bine că acum pot să iau asta, iar acum o să mă dau... cu concealer,
care, da, s-a terminat, pentru că Andreea folosește 3 tone de concealer. Prieteni, vedeți doar acest cerc, însă eu m-am apucat să fac TikTok-uri. Vreau să vă arăt outfitul meu de astăzi. Iată, cam așa arăt. Am această bluză, cămașă, geacă, spuneți-i cum vreți voi. La fel, am shorts gri și... O, Doamne, iarăși am uitat că mama doarme. Shorts gri și un top alb și de asemenea un colier. Nu știu, puteți să ziceți și choker și colier. Eu cred că e un colier, totuși, de pe AliExpress, care a costat vreo 2 lei și foarte drăguț, deci... AliExpress, like. Este cu fluturaj și îmi place foarte mult. Iar acum facem TikTok-uri. Da, apropo, este ora. Să vedem cât este ora. Uitați-vă, eu aici deja fac TikTok-uri. Este ora... Tararam. Nu cred. Este aproape ora 3. Este ora 3 fără 10 minute. Deci, da, interesant, fac eu TikTok-uri. Asta o să dureze ceva timp, așa că haideți să vă arăt cum fac eu TikTok-uri la ora 3 de noapte. Și vreau să vă zic ceva. Nu mai este somn. Apropo, ce spuneți de make-up-ul meu? Hai să facem TikTok. Mă pun pe voi aici. Vă rog să nu cădeți. Mersi. Începem. Îmi fac așa la păr ca să arate mai bine. Apropo, observați că am dat și muzica încet ca să nu se audă, pentru că nu vreau să o adresez pe mama. Și dacă mama se trezește acum, am pățit-o. Doarme ca un bebeluș. Știți ceva? Nu este atât de... Eu să faci 24 de ore fără dormit, presupun. Ok, cred că e mai greu decât credeam. Uhuh! Continuăm 24 de ore. Abia pot respira. Îmi este atât de greu să vorbesc în șoaptă, mă stresează chestia asta. Hai să continuăm să facem TikTok-uri. Yes, bine, dar sincer vreau foarte mult ca tu să vezi acest TikTok, așa intră chiar acum pe contul meu de TikTok și dă o inimioară la TikTok-urile pe care deja sunt postate. Uitați-vă ce m-am gândit eu să facem, să sunăm pe prietena mea Laura la ora 3 de noapte, este aproape ora 4 și să vedem dacă ne răspunde. Dacă ne răspunde, îi dăm o gumă. Dacă nu, nu primești nimic. Așa că, Laura, dacă vrei o gumă, ar fi bine să răspunzi. Salut! Mă, ieși într-o leagă că mama doarme. Bună, Lauri, ce faci? Nimic, stau. Laura, eu am spus că dacă răspunzi, îți dau cum și tu ai răspuns. Prieteni, dați-mi o gumă că trebuie să-i dau ăsteia. Mă, Laura, Laura, am o singură întrebare la tine și te rog să răspunzi. De ce nu dormi la ora 3 de noapte? Aproape 4. Te susțin pe tine. Așa. Am cea mai bună prietenă. Uite-mă ce drăguță. Mai are cineva așa prieten? Eu cred că nu. În fine, uitați-vă la ea, drăguțica. Ți-ai pus LED-uri, Divo? Mamă, mamă. Așa, prieteni, acum o să mai vorbesc cu Laura și după revin. Uitați și eu, după asta. What the fuck? Ce poți, iar odată? Aaaa, chiar știi că mă uit. Îi dau ori nu? Că asta stă în taxi, eu vorb cu tine. Băi, nu și cred. Dar la ce ori te duci mă... Eu sunt primeată deodată. Dar la ce ori te duci mă...
Eu acum o să o strâng un pic în cameră și mă schimb în pijamale, în sfârșit. Da, prietene, m-am tăiat. Exact, m-am tăiat cât făceam TikTok, am aici hârtiuța cu sânge, însă nu vă arăt de aproape pentru că nu vreau să mi se... nu vreau, nu știu, să vă sperii sau chestii genul. Însă încă îmi curge un pic sânge de la picior. Dacă vă întrebați cum s-a întâmplat asta, nu știu, însă știți ce știu bine? Că nu mai fac niciodată vloguri de genul, pentru că asta nu este plăcut. Da, în fine, acum aștept să se termine sângerarea, să zic așa. Adică nu mă răsc o vale, doar o zgârietură, dar da, aștept să treacă și după mă duc în sfârșit să mă demachiez, să mă spăl, să-mi bag duș, să mă îmbrac în pijama și să mă culc. Ok, nu mă culc, stau în pat. Să nu audă mama. Am dat-o părul ca să nu mă încurce și vreau să vă zic că am ochii extrem de roșii pentru că am stat la ring light. Așa, eu deja m-am prins părul și acum suntem gata să ne demachiem. În sfârșit, eu nu mai suport, nu mai suport, nu mai suport. Așa că haideți să ne demachiem în sfârșit. Apropo, după o să-mi vopsesc și unghiile. Demachiez și cu discuri și după mă folosesc și de acest gel. Și o mini mască pentru nas. De fapt, asta este o mască pentru toată fața la general, dar eu vreau să mi-o fac doar pe nas pentru că mi-am făcut o nu de mult pe toată fața și nu vreau să, nu știu, să îngrelez fața, așa că o să folosesc acum doar pentru nas. Că masca mea a ajuns pe jumătate de față și arată horror. Între timp cât masca mea se usucă, o să mă pregătesc să mă bag în pat și să citesc o carte. Încă nu m-am decis ce carte, apropo, dar o să ne gândim, am aici câteva alegeri pe care încă nu le-am citit, așa că, da. Băgăm pernuțele înapoi în dulap. Apropo, pe fundal merge un TikTok, dar noi punem pernuțele în dulap. Ok, ghiciți ce o să citesc eu acum. Este ora... imediat vă zic, ora 6:20 dimineața, îmi este foarte, foarte somn, dar noi încă nu ne culcăm, 24 de ore nu dormim, așa că acum o să citesc, iată această carte, încă n-am citit nimic din ea, se numește Arta de a cunoaște, sincer, am înțeles că e o carte foarte neobișnuită, îmi place și coperta, așa că da, nu judecă o carte după copertă, totuși, acum o să mă pun să citesc un pic, iar vă urez o zi până în continuare, pentru că vă uitați la acest vlog ziua. Și da, prieteni, eu sper că v-am făcut acest vlog. Eu deja am stins lumina total. Mă bucur foarte mult că în vlogul acesta totuși am reușit să nu trezesc pe mama. Sincer, sper că v-a plăcut acest vlog, apropo, acum nu sunt focusată deloc. Sincer, sper că v-a plăcut 24 de ore în care nu dorm. Eu cred că astăzi nu se mai dorm pentru că deja se aud cucoșii, se aude cum ciripitul păsărelilor, așa că nu știu dacă o să mai pot adormi. În orice caz, mă bucur foarte mult că am filmat acest vlog. Acum cred că o să mă pun să editez acest vlog și o să-l editez cam 2 ore, deci astăzi nu mă mai culc. După mamă o să mă trezească, să mănânc, așa că, da, cred că nu o să mă trebuia să mă mai trezească, pentru că eu deja o să fiu trezită, mamă o să fie ceva gen, Andreea, hai la micu, stai tu ce te-ai trezit, și o să zic, da, nici măcar n-am dormit. În fine, eu sper că v-a plăcut acest vlog, știu că nu sunt focusată, dar e super întuneric și nu știu de ce. Sper că v-a plăcut acest vlog, dacă a fost așa, nu uitați să dați un like, un share, ca să vadă și prietenii voștri. Iar cum a fost a voastră, Andreea Pustănică, uitați-vă cât de drăguț luminează bradul meu. Eu vorbesc în șoaptă, ca de obicei. Vă pup!